Doamnelor și domnilor, fiți gata pentru Buletin de Mehedinți. Sezonul nou începe în curând la Galaxy TV. V-am regăsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii Buletin de Mehedinți, aici la radio-televiziunea Galaxy din Drobeta, Turnul Severin. Suntem în sud-vestul Dunării, sub potopul rafalelor de vânt care vin dinspre munții Banatului, demonstrându-ne că lucrurile grele pot să vină și de la vest, nu numai de la est. Dar, din fericire, acestea nu sunt decât dezlănțuiri ale naturii, nu fapte ale oamenilor care ne-au făcut întotdeauna rău. Pentru că nu-i așa, când veneau muscalii de acolo, era mai rău decât când veneau turcii și după aceea, când a venit și valul bolșevic, ne-a pus pe burtă de tot. Până una alta, suntem scăpați momentan de pericolele astea, doar vântul mai bate pe aici și nu e vorba de Sorin Ovidiu, ci vântul ăsta de aprilie. Prilej pentru noi să ne bucurăm alături de toți cei care ne văd în condiții foarte bune, de la Plenița și Ciupercem până la Băile Herculane, de asemenea de la Cladova până deasupra de Motru, ca și pentru cei care ne ascultă fest de la București, la Timișoara și de la Cladova până deasupra de Hunedoara, cei ca 6 milioane de potențiali ascultători. Vremuri tulburi în România și în județul Mehedinți cu atât mai mult. S-a născut o nouă clasă de primari. E vorba de primarii ventilator, care astăzi trec într-o parte fără să-i cheme nimeni și mâine pleacă înapoi de unde au venit, demonstrând încă o dată, dacă mai era cazul, chiar și pentru cei care îi aleg, nu doar pentru noi cei care observăm, că nu au în vedere interesele comunității lor pe care le conduc, ci propriile interese, că sunt șantajabili și că trebuie să se protejeze, pentru că altfel cine știe ce se va întâmpla pe ei sau pe membrii familiilor lor. Asta este, nu-i bine să te joci cu soarta omului. Personal, nici nu mă surprinde prea mult și n-am să judec pe nimeni din punctul ăsta de vedere, cu atât mai mult pe cei pe care îi cunosc foarte bine, pentru că slăbiciunile omenești nu trebuie să exploatate. Cu toate astea, unul dintre liderii PSD-ului are zilele numărate. Aladine, nici nu știi cât de mic încep să fii. Și nu pentru că am dezvăluit noi ceva despre tine, o să o facem la momentul oportun, dar ca să știi așa, PSD-iștii care te votează, dacă te mai votează, dacă mai apucă să te mai voteze, caut că să cânt o melodie așa, pentru că, așa cum spuneam, oamenii de la tine din partid te-au cântărit, te-au măsurat, te-au numărat și te-au vândut. Ți-aduce aminte expresia aia? Ți-aduce aminte. Eu vreau să te consider la nivelul meu. Știi expresia aia cu manete che-l fares? Dacă nu știam să-ți spun eu, pe scurt, povestea, să nu crezi că citesc de undeva. Deci în secolul 7 înainte de Hristos, când regele perșilor Cirus asedia Babilonul, regele Babilonului Baltazar era la ospăț împreună cu sfetnicii săi, cu apropiații curți. Atunci o mână invizibilă a scris pe perete: Mane tekel fares. Numărat, cântărit, împărțit. A fost chemat prorocul Daniel și povestea asta o găsești în cartea prorocului Daniel în Biblie, dacă bineînțeles ai voie să citești Biblia. PSD-ul fiind partid de proletcultiști, cred că nu asta stă la baza educației voastre politice sau civice. Deci în cartea lui Daniel găsește acest lucru, a fost chemat prorocul Daniel ca să tălmăcească
celebrele trei cuvinte, repet, scrise de o mână invizibilă pe peretele sălii de banchete, unde se desfătau cei apropiați lui Baltazar și el însuși. Și prorocul a spus atunci, domnia ta este pe sfârșit. Ai fost numărat, cântărit și împărțit. Prorocirea s-a adeverit în câteva zile, Babilonul căzând sub dominația perșilor. Cam așa ai fost și tu negociat. Și s-a hotărât în felul următor. Că de numărat și de cântărit erai ușor. Partidul va avea o conducere bicefală în care un personaj apropiat ție, dar și predecesorului tău, sau mai ales predecesorului tău, inițialele LM, iubitor de vodcă, va fi șeful partidului din punct de vedere politic, din punct de vedere al organizării administrației locale la nivel județean, va conduce un prieten al meu. Eu cred că încă mi este prieten. Ajutat de un chestor de poliție. Cred că în toată afacerea asta sunt doi oameni care pierd. Tu și prietenul meu. Gândește-te bine, cântărește și tu și înțelege. Dacă poți. Dacă nu poți, asta este. Oameni buni, Cezul în ultimii ani a încasat de pe spinarea noastră fără să aibă dreptul să o facă peste un miliard de euro. Bani băgați în facturile pe care le-am plătit cu toții, justificați la rubrica pierderii de energie pe rețelele de transport. Un miliard de euro din care Cezul n-a cheltuit decât 13,7% pentru întreținerea rețelelor sau repararea acestora. De restul și-au dat prime, și-au mărit salarii, și-au cumpărat mașini. Vinovat, deci nu complice, coautor la această mărșevie împotriva cetățenilor României, este ANRE-ul, care le-a aprobat mereu aceste măriri de tarife, inclusiv cu justificările cumpărării de mașini și altele asemenea, fără să verifice dacă rețelele de transport au fost modernizate, întreținute așa cum trebuie. Ați văzut în ultimele 3 săptămâni, Severinul a fost în 2 pene de curent groaznice, care au durat mai mult de o oră fiecare. Gândiți-vă că vine sezonul cald, când vor intra în priză aparatele de aer condiționat, dacă vom avea iar temperaturi de plus 50 de grade, ca anul trecut, veți vedea ce se va întâmpla atunci și veți vedea cum salariile mărite ale oamenilor de la CEZ, în cazul nostru, Enel sau cum s-o mai chema prin alte regiuni ale țării, salariile mărite, deci parcul de mașini înnoit, nu ne va ajuta cu absolut nimic de această dată. Deci, ca să știți cum contribuiți la bunăstarea altora, 1 miliard de euro, mulți dintre dumneavoastră n-aveți ce să puneți pe masă la copii, dar uite că ne permitem ca dăm banii noștri, puțini atâți cât sunt, să îi dotăm pe acești prestatori de servicii, ca să nu le zic altfel, pentru că nici nu vreau să o fac. În consecință, trebuie făcut ceva, trebuie să ne apere cineva. Eu cred că reprezentantul fiecărei autorități locale trebuia să ia măsuri, să verifice dacă s-au făcut investițiile promise, pentru că privatizarea, așa cum s-a făcut ea, impunea și niște condiții. Bine, la Severin nu e cazul, pentru că nimeni nu mai zice nimic de Bradner, de exemplu, care a promis că pe locul vechii grob de gunoi va construi un teren de golf în valoare de vreo 4 milioane de euro. L-ați văzut dumneavoastră? Eu niciodată. Între timp, firma atât de dragă, și dacă nu este dragă
este oricum profitabilă pentru domnul Aladin Gigi Georgescu și firma sa. Ca să știți și dumneavoastră, deci după ce a intervenit pe lângă primar să rezilieze contractele cu vechii prestatori, și să încheie contracte cu Ecosalu, despre aceasta este vorba, să vă dau așa niște cifre. Numai în anul 2014, da, vă dau cu totul și cu totul aleator. De la Hinova a încasat firma Ecosal 18.081 de lei numai în 2014. De la Malovăț 50.000 de lei aproximativ. Și de la o altă comună limitrofă cu Turnul Severin, numai puțin de 80 și ceva de mii de lei. Gândiți-vă că sunt vreo 64 sau 66 de unități administrativ-teritoriale în județul Mehedinți. Faceți o medie între ce v-am spus eu, deci cea mai mică sumă pe 2014, repet, 18.000, cea mai mare dintre cele trei citate, 80 și ceva de mii, și vedeți cât de bine se descurcă familia domnului Aladin Gigi Georgescu. Și atunci o să vă explicați dumneavoastră de ce ține Morțiș de funcția pentru care a dovedit că nu are niciun fel de aptitudine. În primul rând că nu știe, în al doilea rând că nu poate și în al treilea rând că probabil nici nu vrea. Astea sunt însă lucruri pe care dumneavoastră le veți hotărâ când vă veți da votul în ceea ce privește Consiliul Județean Mehedinți. V-am mai spus, avem parte și de acești primari ventilatori care s-au răsucit așa de nu mai știu încotroie nordul. Încep zilele Severinului, începe paranghelia mijlocul orașului, s-a închis circulația rutiere din nou, artera Calea Târgu Jiului. Bineînțeles că nu este nici convenabil, nici normal să se întâmple acest lucru. De ce o ține primarul în exercițiu Morțiș să țină acolo zilele Severinului? Încă n-am reușit să dezlușesc, în afară de treaba cu scena și cu posibilitatea închirierii ei, și probabil că nici nu o să o fac până la sfârșitul mandatului de primar, nu al celuilalt mandat care vine al domniei sale. Dar asta este treaba, vă veți desfăta deci în vecinătatea mormintelor. Vă readuc aminte că ziua de Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al orașului, cade în Sâmbăta Florilor, care este și o Sâmbătă a Morților. Deci vor fi parastase în cimitir. Prietenii domnului primar aduși pe bani grei pe o scenă închiriată, la fel pe bani grei, aici la Turnul Severin, le vor cânta celor cu parastasele: foaie verde, nu te vreau, dă-ne-au ca să-l iau. Îi place domnului primar, știu că îi place, că mi-a transmis prin cineva. Poate se va întâmpla. De fapt, eu până acum, când am zis decât un personaj politic că va păți ceva rău, nu vreau să spun că sunt gura aurită, dar s-a întâmplat mereu. Acestea fiind zise, nu e cazul să fiți triși, pentru că trăim sub semnul zicerii lui Petre Țuțea, singur dintre noi care a văzut de departe cum stă treaba cu stânga, chiar atunci când stânga era la putere în cea mai gravă și mai agresivă forma ei, dictatura ceaușistă, spunând marele filozof: cu stânga nici cruce nu poți să-ți faci, dar aminte să conduci o țară. Pentru că tot am intrat la, în segmentul ăsta al filozofilor, să ne îmbunăm cu una dintre puținele ziceri optimiste ale lui Emil Cioran: când îți plouă în suflet, fă-ți umbrelă dintr-o bucurie. Ne bucurăm și noi, deci, să-l avem alături în această seară, să-l aducem în fața dumneavoastră, pe vechiul prieten al emisiunii noastre, omul căruia eu îi port un profund și manifest respect, domnul senator Marius Bălu. Bună ziua și bine ați venit, domnule senator. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și ca întotdeauna bucuria este de partea mea, bucuria de a fi
în dialog cu mehedințenii. Cu mehedințenii, cu mehedințenii, da. Până una alta, la PNL e ședință mare la București. Da, e ședință mare. Pe tema Marian Munteanu? Așteptăm și noi 18:30 să vedem ce s-a hotărât. Sunt absolut convins că se va lua cea mai bună soluție pentru ca contracara, zic eu, propunere extrem de neserioasă a PSD-ului cu Gabriela Firea, în paranteza se citi primarul voluntarului Pandele. Pandele, care are un trecut mehedințean. Nu le mai ajunge cu mâna voluntar, vor să pună mâna și pe București, dar asta este specific oricărui lider PSD-ist. Apucător. Vom vedea dacă va reuși, dar lămuriți-mă și pe mine. Ce-i, domnule, cu înverșunarea asta? Eu nu sunt un fan Marian Munteanu și n-am fost niciodată. De acord, asta este ceva ce e evident că... Și cu înverșunarea asta împotriva lui? Vă dați seama cam ce viziune totală ar trebui să am asupra scenei politice naționale, poate chiar regionale, ca să-mi dau seama de unde atâta isterie împotriva candidaturii lui Marian Munteanu și isterie din partea unor oameni care la mineriade aveau 5, 6, 7, maxim 10 ani. E ceva ce îmi scapă. Nu știu ce se întâmplă. Și vine chestia asta și dinspre societatea civilă. Asta spuneam. Tocmai care ar fi trebuit să-i fie aliat, pentru că Marian Munteanu, istoric vorbind, a fost, domnule, totuși unul din liderii pieții universității. Să plătesc polițe acum? Sunt urmași ai securiștilor care au fost demascați la mineriade? V-am spus, nu-mi dau seama. Evident că sunt câteva umbre care trebuie lămurite. Nu l-au lăsat nici măcar să explice, da? Ce au fost, ce se întâmplă, de ce îl acuză unii de neolegionarism, ce s-a întâmplat cu candidatura aia din partea unei alianțe de partide, printre care era și partidul Virgil Măguranu, ce altceva i s-a mai reproșat? Că e antisemit, că a făcut afaceri cu arme, cum să spun, a arătat niște dovezi absolut clare în favoarea nevinovăției domniei sale, dar nu sunt luate în seamă, ceea ce îmi întărește crezul că este o acțiune concertată împotriva sa. Poate și foarte mult se tem de o asemenea candidatură care chiar este din zona societății civile. Da, pentru mine e surprinzător că și fosta dumneavoastră colegă, doamna Monica Macovei, este una dintre vocile cele mai agresive împotriva lui Marian Munteanu. Inexplicabil, nu? Nu inexplicabil. Eu știu, acum doamna Monica Macovei, dacă era, cum să zic, era sigură de valoarea pe care tot spune că o are, ar fi trebuit să candideze independent, de exemplu, ca Mircea Diaconu, da? La Parlamentul European, să o dovedească lumii că este o valoare și că ar putea candida. Sigur, acum de la umbra unui salariu de 30.000 de euro pe lună, după ce s-a folosit de fostul PDL ca un vehicul care a tractat-o în Parlamentul European, își permite să arunce cu tot felul de acuzații, ceea ce denotă, practic, o parte asupra caracterului domniei sale. Eu am uitat, pentru că n-a fost preocuparea mea de bază, doamna Monica Macovei. Al doilea mandat de europarlamentar, tot pe umerii PDL-ului, l-a obținut. Evident. Extraordinar. Deci la asta nu mă așteptam. Ați auzit sirena? Știți, înainte mai confundam... Eu cred că era salvarea. Era salvarea. Și am să vă spun de ce și eu am fost tentat să cred așa. Înainte era maternitate aici, acum nu mai este. Deci nu, înainte se justifica. Se poate duce către un bolnav acum. Și primarul Gheaghe este tot aproape. El e bolnav de mai mult timp. Și astăzi a fost ședință de Consiliul Local. Auziți, dernier nouvel d'Alsace este, cum să zic, este pasiunea dumneavoastră. L-am continuu aici, oameni buni. Eu nu l-am luat ca să-l citesc doar eu. Este pentru toți.
cei care au furat și care mai au de gând să fure. Nu-mi place să discut asemenea lucruri. Nu, dar înainte făceam confuzia asta. Trebuie, evident, trebuie toate... Eu vreau să fac trimitere doar la faptul că datoria. Sunt gura urită. Știți, așa cum v-am dovedit de-a lungul timpului. Și că nimeni nu scapă dintre cei care spun eu că vor fi luați. Nimeni. Dar asta este altă poveste și vom continua. Încep zilele Severinului. Mergeți acolo? Da, sigur că o să merg. Cel mai probabil o să merg la, concertele care au loc seara pe la împarcarea unui anumit hipermarket. Cu siguranță o să merg pe la Cetatea Medievală. Nu cred că o să mă vedeți pe unde a zis dumneavoastră. Pe la cimitir, nu? Unde e chirmeza populară? Paranghelia? Păi de ce, domnule, că lansează domn primar, că ești, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, domnul primar, cu ani în urmă, într-o stare euforică, așa, și predispus la actul cultural, a urcat pe scenă să dirigeze filarmonica. Acum am înțeles că o să le facă surpriza severinenilor la despărțirea de ei după al doilea mandat, în care a dormit, a zăcut, așa, s-a recules după desele voiaje la Viena, le va face surpriza severinenilor să urce pe scenă să le cânte aria Tezării printre morminte, mititică și fierbinte, și cum uită mereu textul, se uită la cimitir și îl inspiră. Nu vreți să-l vedeți într-o prestație de asta? Nu, este absolut, nu pot nici măcar să glumesc pe această temă, din punctul meu este absolut trist, jignitor, îmi găsesc cuvintele, nu înțeleg de ce insistă în a ține zilele Severinului și practic arunca o asemenea pată pe bucuria oamenilor, insistă în această chestiune să țină zilele Severinului la gardul cimitirului, practic. Sunt alternative la această locație, sunt alte idei, dar probabil e greu să ia alte idei, că sigur nu mai are dreptate. Știți că Episcopia Severinului și Steihai a venit cu două obiecțiuni. Mie mi se par firești. Am stat de vorbă cu preotul Vlăducu și domnia sa mi-a adus aminte un lucru pe care îl știam, dar... data timp fiind vorba, mai uit și eu, mai pierd din vedere câte ceva. Am și eu o vârstă, totuși. Așa. Spunea preotul Vlăducu că, domnul Silvia, dacă vă aduceți aminte, atunci când s-a stabilit data zilelor Severinului, s-a făcut următoarea înțelegere cu reprezentanții bisericii. Ca dacă Sfântul Gheorghe cade, care are dată fixă, 23 aprilie, cade înainte de Paște, în postul Paște, ceea ce este de obicei destul de rar. Atunci se va muta în prima joie după Paște, ca să nu-i deranjem pe cei care țin post, pentru că nu-i numai muzica, închide omul fereastra, acum sunt zile. Dar sunt mirosurile astea, domnule, de cărnuri, sunt și în post nu prea se veselește om. De asta să zicem că o mai înțelegem, că nu toată lumea este practicantă creștină ortodoxă sau habonică. Sau... Dom'le, dar să-l ții lângă cimitir, asta a fost a doua obiecție a episcopiei. Și așa cum spuneau și sfințiile lor, dom'le, e sâmbăta morților, așa este trecută în calendar. E în sâmbăta floriilor, a intrării Domnului în Ierusalim, ca de Sfântul Gheorghe. Oamenii se duc cu parastase acolo. Nu este vorba numai despre mormântările care au loc. Cu toții avem decedați în familie. Se duc cu parastasele acolo, preotul cântă veșnica pomenire, oamenii sunt evlavioși că nu te duci să te distrezi la căpătăiul mortului, da? Așa? Și omul le pune foaie verde. Nu e normal. V-am spus, cu atât mai mult este de neînțeles pentru mine acest lucru. Pe 23 aprilie, da, Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al orașului nostru, aici
nu știu, e greu acea funcție de cum pică alte sărbători, noi să tot mutăm zilele Severinului. Un om, dacă, așa cum a spus dumneavoastră, dacă este practicant sau dacă ține postul, sigur că se poate abține și eu la două zile în care pe acolo se fric tot felul de frigări. Dar să știți că ispitirea altora este mai gravă decât neținerea postului. Este un păcat mare. Să știți că a fost și altă propunere, tot din partea episcopiei. La o săptămână după, aici, și aici era mai era o problemă discutată, la o săptămână după intram în campanie electorală. Deci, anul ăsta. Deci iar dădeam naștere la tot felul de interpretări, acuze, suspiciuni. Eu zic că soluția bună este că nu s-a mutat, soluția extrem de proastă este că se ține tot acolo. Da, episcopia mai zicea și de următoarea chestie. Dom'le, să se facă pe 23 aprilie, 23-24, dar cu evenimente culturale, cu slujbă religioasă, cu simpozioane, cu nu știu ce, și chermeza efectiv să fie mutată, poate să fie mutată luni, în prima zi de Paști, de după Paști, a doua zi. Auziți, de Paști. Da, mă rog, sunt soluții, propuneri, cert este că primarul a zis niet. Iar astăzi la ședința de Consiliu Local nici măcar n-a fost prezent, dovedind din nou același respect pe care îl poartă Severin. De câteva ședințe de Consiliu Local nu mai participă. Este foarte clar, este modalitatea sa de a-și lua rămas bun de la Severin. Am înțeles că o să-i caute din nou la toamnă când o să candideze de pe listele PSD-ului. O să vedem atunci cam ce... Ce valoare va mai avea. Înțeleg că în perioada asta primarii în funcție sau foștii în funcție cam s-ar calul. Înțeleg că primarul de la Malovăț, din pușcărie, îi sună pe cetățenii comunei, pe cei care au datorii la el, pentru că le-a dat funcții, le-a creat fel și fel de facilități, să-l aleagă pe Nașisu. Domnule, alegeți Nașu, Nașisu fiind candidat. N-am să-i spun numele acum, că nu-i fac campanie electorală. Mi se pare firesc? Mi-e greu să cred, nu știu cum poate să atâtea telefoane din pușcărie. Păi din foarte pușcărie. Simplu, sună pe unul care îi adună pe toți și spune te sun mâine și avem speaker, ședință, da. Avem da, asta este o modalitate pe care, la care m-ai apelat și alții. Eu vă spun ce știu. La care m-ai apelat și alții. Acum... Și un alt gest al unui primar în funcție și, din păcate, aici vă atac pe dumneavoastră, primar care se revendică a fi PNL. Eu știu că nu este. Este vorba de primarul Orșovei. A comis-o luni, adică eu nu mi-am închipuit că poate să fac așa ceva. Când și-a depus candidatura a fost dumneavoastră coleg Adrian Cican. Primarul Orșovei, în acea stare cu care ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, a interzis accesul presei la circunscripția electorală acolo, să nu se filmeze, să nu se pozeze, că nu face Cican ce vrea în primărie. Da, domnule, dar nici Manea nu face ce vrea în primărie. Deci, asta intră în categoria samavoldicii. Mulți îmi spun că duhnea din nou a Țuică, așa cum eu de câte ori am vorbit cu el, trăznește. Asta este. Ce părere aveți despre comportamentul ăsta? N-a avut niciodată, sau din câte știu eu, foarte mare tangentă cu liberalii și vă garantez că dacă nu era pe valul USL, n-ar fi ieșit niciodată primar. Știți bine ce apucături a avut și atunci cu acțiunea fostului PDL cu flacăra libertății, când practic i-a atacat, i-a îmbrăcit pe copiii aceia. Ăsta e nivelul uman, ce pretenții poți să ai. Sunt absolut convins că orșovenii vor scăpa de acest blestem în aproape două luni de zile. Da. Mai puțin de două luni de zile. Practic. Vă mulțumesc că aveți luarea asta de poziție. Ce... Auziți, orice va fi câștigat de Doinița Chircu. Vă garantez, o facem pariu acum, ne vedem în iunie și comentăm. Da.
Face nu. Uitați-vă și cam la ce sau valoarea candidatului PSD. Practic, PSD-ul a depus armele la Orșova, cum a depus armele și în alte câteva localități din județul Mehedinți, practic, negăsind un adversar pe măsura candidatului PNL. Da, în ultima perioadă v-ați confruntat și cu o postură inedită. O serie de primari au venit către dumneavoastră, pe majoritatea i-ați primit, ca să vedeți după 2-3 zile că s-au răsucit. Da, sunt vreo... Eu nu vreau să judec pe fiecare în parte și nici măcar în colectiv. Oamenii știu sunt ce... Sunt două cazuri de răsucire, da? Și Mianu și Husnicioara. Știți că am mai discutat această chestiune și mi-a zis un lucru cu care sunt perfect de acord. Este peste puterea mea de înțelegere. Da? Așa mi-ați spus. Asta pot să spun și eu, mehedințenilor, este peste puterea mea de înțelegere. Atunci când au venit săptămâna trecută, cel puțin primarul de la Șimian a venit și ne-a spus că singurul motiv pentru care, sau principalul motiv pentru care pleacă este faptul că, și a declarat-o și public, ați văzut, este faptul că nu este de acord cu protocolul PSD-ului cu Gherghe, practic, cu faptul că Aladin Georgescu a vândut PSD-ul la bucată primarului Gherghe. Nu a cerut omul nimic, nu a negociat nimic. Evident că l-am primit pentru că trebuie să recunoaștem, aș fi ipocrit să nu recunosc că este unul din cei mai destoinici primari ai județului Mehedinți, lăsând la o parte orice fel de haină politică. Uitați-vă numai ce rezultate are. Vreau să vă spun altceva, de aia nu pot să înțeleg, este peste puterea mea de înțelegere ce s-a întâmplat. Și nu știu de unde aveți informația pe care ați dat-o la începutul emisiunii, dar îmi doresc din tot sufletul să nu-și fi picat într-o asemenea capcană. Pentru că este o capcană de care nu-și dă seama. Vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost cu domnul primar Trușcă la Ministerul Administrației și Internelor pentru a, practic, am demarat procedura de înființare a unui parc industrial la Șimian, domnule Cilibia. Vă dau această informație în premieră. Există un teren în domeniul public administrat de Consiliul Local, liber de sarcini și pentru care se poate obține în 2-3 luni de zile maxim statutul de parc industrial. Evident, domnul primar Trușcă a acceptat din prima această idee, este extrem de hotărât, determinat, sau era extrem de hotărât, determinat să facem împreună acest proiect. Sper din tot sufletul să continue acest proiect, indiferent de ce se va întâmpla între el și PNL pe mai departe, la sigur că îl voi sprijini din punct de vedere administrativ, instituțional, din orice funcție pe care mi-o vor hotărâ-o mehedințenii, îl voi sprijini în aceste demersuri. Partea proastă este că greul cel mare vine după înființarea parcului industrial. Să faci lobby, să aduci investitori. Este vorba de pricepere, este vorba de credibilitate, este vorba de încrederea pe care o transmiți potențialilor investitori. Ori nimic din aceste atribute nu se regăsesc la actualul președinte al Consiliului Județean. Încă. Asta este problema care trebuie înțeleasă. Da? Că poate, deși nici măcar priceperea asta să se zbată, habar n-are unde să ducă, să deschidă niște uși, să se înființeze un parc industrial. Dar și după greutatea cea mare după înființarea parcului industrial începe. Da? Deci, nu știu dacă mai țineți minte, cred că am spus într-un interviu că am trei soluții pentru parc industrial. Da, da, da. Nu da, știu da? Că ați afirmat. Avem soluția cu parcul industrial de la Halânga și sper din tot sufletul ca viitorul primar al Severinului, Daniel Cârjean, să rezolve această problemă în primele luni de la începerea mandatului. Al doilea proiect era, pe care evident că nu am vrut să-l spun la momentul respectiv, dar acum când am văzut că este mai mult decât fezabil, deci vă spun în cât
maxim 3 luni de, se poate obține statutul de parc industrial la Șimian, un teren pentru care primarul este hotărât, este determinat, are posibilitatea Consiliului Local să aducă toate utilitățile, este cu deschidere la drumul european 70, sunt toate condițiile pentru acest, pentru acest proiect foarte, foarte important, atât pentru comunitatea de Șimian, dar și pentru municipiul Severin. Și a treia locație este o locație privată care există de foarte mult timp, dar înțeleg că este, cum să zic, îi se pune barieră tot de către administrația locală în acest moment. O să dau detaliile la momentul potrivit. Acesta este unul din motivele pentru care nu înțeleg de ce a făcut acest lucru. Deci demarasem deja un proiect, cum să zic, extrem de important pentru județ, nu numai pentru Șimian sau pentru municipiu, și iată că la câteva zile ce s-a întâmplat, cu ce... Eu nu pot permite să spun ceea ce au spus PSD-iștii când a venit la PNL. Că l-am șantajat, că nu știu ce. Pentru că eu știu că nu e șantajabil. Da? Eu nu pot să-mi permit să spun acest lucru despre Costel Trușcă, cum că l-ar fi șantajat. Eu cred că s-a petrecut altceva. Este însă un semn de întrebare. Uitați-vă în toate declarațiile revanșarde ale PSD-iștilor de aseară, de acum două seri, niciuna nu apare primarul Trușcă alături de ei. Încă nu se știe dacă primarul Trușcă va candida de la PSD, va candida independent, pentru că sunt încă foarte multe probleme de rezolvat în interiorul PSD-ului, de care puțin îmi pasă și cu care știu sigur că Costel Trușcă nu este de acord. Da, în orice caz, Costel Trușcă, indiferent ce va face, dincolo de activitatea sa politică, dincolo de faptul că majoritatea oamenilor îl apreciază pentru faptul că este un bun gospodar, îi spun și pe această cale, noi cunoscându-ne când eu eram tot gazetar, el nu era om politic, Costele, rămâi prietenul meu, indiferent ce se va întâmpla, dacă ai nevoie de sprijin